fost zi de mare sărbătoare în unitățile militare din toată țara. În fiecare an, în data de 25 octombrie, se marchează Ziua Armatei Române. Ziua nu este aleasă întâmplător. Ea marchează momentul 1944, când, după întoarcerea armelor, armata română reușea eliberarea întregului teritoriu românesc și anularea dictatului de la Viena. Viteșii soldați români au dat atunci dovadă de un eroism cum rar poate fi dat să vadă unei nații. Au fost pe front peste 500.000 de militari. Dintre aceștia, 90.000 au plătit cu viața eliberarea patriei, 60.000 au fost dați dispăruți, iar restul de peste 330.000 au fost răniți în luptă. De după Revoluție și până astăzi, în fiecare an, în data de 25 octombrie, au loc ceremonii militare și religioase. De asemenea, se depun coroane. O astfel de ceremonie a avut loc și la Sibiu. În fața cercului militar, reprezentanți ai armatei, oficialități, dar și tineri cu patriotism și suflet, au venit să își prezinte onorurile. Cei mai importanți participanți au fost însă copiii, și asta pentru că viitorul este al lor. Printre ei se află și cu siguranță militarii de mâine. Momentul culminant al ceremoniei de la Sibiu a fost, așa cum era de așteptat, defilarea gărzii de onoare. După încheierea ceremonialului a fost deschisă în incinta cercului militar o expoziție fotodocumentară. Aceasta poate fi vizitată până la finele acestei luni. La 79 de ani de la eliberarea Gliei Strămoșești, armata română face parte din NATO, cea mai mare alianță militară defensivă din lume. Militarii noștri participă la misiuni internaționale de menținere a păcii, la misiuni umanitare sau de combatere a terorismului. Tânărul care și-a ucis în bătaie tatăl a fost arestat preventiv. Acesta are 25 de ani și este acuzat de omor după ce în noaptea de duminică spre luni s-a certat cu propriul părinte. A tăbărât cu pumnii și cu picioarele pe el și nu s-a mai oprit decât în momentul în care acesta a rămas fără suflare. Când și-a dat seama ce a făcut, tânărul a sunat la 112 și a anunțat că și-a găsit tatăl decedat în casă. În timp ce ancheta încă se derulează, cei de la Spitalul de Psihiatrie vin la rândul lor cu lămuriri. Aceștia spun că tânărul fusese de mai multe ori internat, atât voluntar cât și nevoluntar. Ultima internare, chiar în cursul acestei luni, venise voluntar. Ulterior, pacientul a solicitat externarea pe propria răspundere, însă medicii au decis că tânărul trebuie să mai petreacă timp sub tratament și sub observație, așa că o comisie de specialitate a făcut propunerea de internare nevoluntară. Când au considerat că pacientul se simte mai bine, medicii au decis externarea acestuia, însă numai după ce starea sa de sănătate s-a ameliorat. Pacientul a fost examinat de către medicul curant și evaluat psihologic de către psihologul clinician al secției, iar aceștia au constatat ameliorarea stării de sănătate. Ulterior a fost supus evaluării comisiei de internări nevoluntare formată din alți doi medici, psihiatri, care au confirmat starea ameliorată și au propus încetarea internării nevoluntare. Încetarea internării nevoluntare a fost confirmată și de către judecătoria Sibiu prin hotărârea numărul 3846 din 12.10.2023. La externare, recomandările făcute către acestea, recomandări care se adresează tuturor pacienților, au cuprins și continuarea tratamentului prescris în ambulatoriu, precum și interzicerea consumului oricărei substanțe psihoactive sau a alcoolului, menționează oficialii Spitalului de Psihiatrie din Sibiu. Dincolo de anchete și documente oficiale, rămâne însă durerea. Familia, cunoscuții, prietenii și colegii cu toții îl plâng pe fostul șef al Direcției Agricole. Colegii chiar i-au lăsat pe Facebook un mesaj emoționant. Ne vom aminti mereu cu drag de tine, Nicu, acum ești în cea mai frumoasă livadă și suntem siguri că vei avea grijă de ea, cum știi tu mai bine, se arată în mesajul Direcției Agricole Județene Sibiu.
Captura impresionantă de lemne fără documente legale la Mediaș, polițiști au depistat în trafic în cursul serii trecute un ansamblu tir în care se aflau 28 de metri cub de bușteni din fag. Șoferul, un bărbat de 44 de ani, avea însă în acte cu 13 metri cubi mai puțin. În plus, nici nu era trecută esența lemnului. Bărbatul s-a ales cu dosar penal. În plus, a rămas fără lemne și fără mașina cu care le transporta. La data de 24 octombrie, în jurul orei 18, pe strada Unirii din municipiul Mediaș, polițiștii secției de poliție rurală Mediaș au oprit un ansamblu rutier condus de către un sibian în vârstă de 44 de ani, ansamblul fiind încărcat cu material lemnos. În urma măsurătorilor efectuate, polițiștii au constatat că bărbatul transporta cantitatea de 28 de metri cub de lemn de esență fag, pe avizul de însoțire fiind notată cantitatea de 15 metri cub de material lemnos de alte esențe. Date fiind neconformitățile înregistrate, polițiștii medieșeni au deschis un dosar de cercetare penală care vizează săvârșirea infracțiunii de transport cu orice mijloace al materialului lemnos peste 10 metri cubi, fără a deține documente de proveniență. Materialul lemnos a fost confiscat și predat reprezentanților ocolului silvic competent în zonă, fiind de asemenea confiscat și ansamblul rutier în cauză. Cercetările sunt continuate la nivelul secției de poliție rurală Mediaș, sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria Mediaș. Necazurile par să se țină lanț de oamenii din județ. În cursul serii trecute, pompierii au intervenit de urgență în Cristian, pe râul Cibin, pentru a scoate din apă trupul unui bărbat. Salvatorii au ajuns imediat la fața locului. Bărbatul a fost scos din apă și s-au început manevre de resuscitare. Efortul salvatorilor a fost însă în zadar. Medicul venit la fața locului nu a mai putut face decât altceva decât să constate decesul. În urma unui apel la 112, pompierii militare ISU Sibiu au intervenit pe malul râului Cibin, pe raza localității Cristian, pentru a extrage un bărbat căzut în apă. Bărbatul, în vârstă de 67 de ani, a fost extras de pompieri din apă, însă din nefericire acesta nu prezenta semne vitale, la fața locului intervenția fiind preluată de organele abilitate. Nu se știe până în momentul de față cum a ajuns acesta în apă, dacă i s-a făcut rău, ori dacă s-a sinucis. Polițiștii au deschis însă o anchetă, iar trupul neînsuflețit al bărbatului în vârstă de 67 de ani a fost preluat de către medicina legală. Din primele cercetări nu rezultă indicii că bărbatul ar fi fost victima vreunei infracțiuni. Primăria Sibiu scoate la închiriere 4 căsuțe și 3 standuri de vânzare a produselor handmade. Acestea sunt situate la intrare în grădina zoologică, dar și în centrul orașului, pe strada Papiu Ilarian. Serviciul de administrare a domeniului public scoate la licitație ocuparea a câteva standuri situate în zone de interes turistic. 4 standuri vor fi disponibile pe alea de la intrarea în grădina zoologică, alte 3 standuri fiind disponibile pe strada Papiu Ilarian. Mai multe detalii se găsesc pe site-ul Serviciului de Administrare a Domeniului Public. Căsuțele de la zoo au câte 12 metri pătrați fiecare. Prețul de pornire a licitației va fi de 5.256 de lei pe an. Standurile de pe Papiu Ilarian au câte 4 metri pătrați fiecare, iar în cazul lor prețul licitației pleacă de la 1.460 de lei pe an. Cei care vor să se înscrie la licitație trebuie să achiziționeze caietul de sarcini în valoare de 50 de lei, dar și o garanție de participare, însumând taxa pe 2 luni pentru obiectivul pentru care se solicită închirierea. Ofertele se pot depune până în 13 noiembrie la ora 12. Deschiderea ofertelor se va face în 2 etape. În 14 noiembrie deschiderea plicului exterior, iar în 16 noiembrie deschiderea plicului interior. Fără permis și cu mașină cu numere false de înmatriculare, un bărbat de 50 de ani din Jina a produs un accident rutier. Pe fondul lipsei de experiență la volan, individul a pătruns parțial pe contrasens, unde a acroșat mașina condusă regulamentar de un tânăr de 31 de ani. Din fericire, evenimentul s-a soldat doar cu pagube materiale. Bărbatul vinovat de producerea accidentului s-a ales însă cu dosar penal, mai ales că mașinii fusese aplicate numere false de înmatriculare. Vinovatul este cercetat așadar pentru 3 infracțiuni. În ziua de 24 octombrie, în jurul orei 7:30, în localitatea Jina, în timp ce conducea un autoturism pe strada principală, un localnic în vârstă de 50 de ani a pătruns parțial pe contrasens și a acroșat un autoturism condus regulamentar din sensul opus de către un alt localnic în vârstă de 31 de ani. Din fericire, evenimentul s-a soldat numai cu pagube materiale.
În urma verificărilor efectuate de către polițiști s-a constatat că bărbatul în vârstă de 50 de ani nu deține dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice, dar și că autoturismul este radiat din circulație, iar numărul de înmatriculare aplicat pe mașină este unul fals. În cauză, polițiștii secției de poliție rurală Orlat au deschis un dosar de cercetare penală care vizează săvârșirea infracțiunilor de conducere fără permis, conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat sau neînregistrat, respectiv conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare.